IT-știi românii nu mai sunt căutați peste hotare. Angajatorii străini vor mai degrabă dansatoare din România. Turcii sunt cei care își doresc cel mai mult să-și petreacă timpul în compania fetelor de la noi. Izabela a renunțat la facultatea de inginerie electrică și dansează în cluburi de noapte, nu din România, ci din străinătate. Acolo condițiile sunt mult mai bune, spune ea. În străinătate este mai bine pentru că oamenii sunt mai primitori față de România, consider eu, și au un alt fel de respect față de persoanele din alte țări. Însă nu respectul clienților cântărește cel mai mult în decizia Izabelei, ci banii. Următorul contract îl are în Turcia pe un salariu de 2300 de euro pe lună. Nu trebuie să-și facă griji de cazare, masă sau transport. Toate sunt asigurate de angajator. Cele mai căutate, atât de angajatori cât și de români, sunt joburile pentru dansatoare. Avem undeva la peste 980 de locuri de muncă în momentul de față. Sunt dansatoare bune și știu să lucreze, știu să alerge pentru bani, pe când o rusoaică sau o cehoaică sau o bulgărească sunt foarte reci. IT-știi, în schimb, nu mai au succesul de altă dată. Oferta s-a redus considerabil, iar bătălia e mare între cei care vor să lucreze afară. Doar 50 de posturi sunt disponibile pentru IT-ști pe site-urile de recrutare. Radu Bonțoiu caută de jumătate de an un job în străinătate. Are 5 ani experiență în domeniu, dar asta nu l-a ajutat până acum. Ar vrea să meargă în Marea Britanie. Majoritatea companiilor s-au reorientat. Au preferat să înghețe o perioadă angajările, să evalueze. Românii au la dispoziție peste 13.000 de locuri de muncă în străinătate. Cele mai multe sunt pentru persoane fără studii superioare.